Domnilor și domnilor, bună ziua! Noi continuăm cu o sinteză a vizitei de la Florești a premierului Dorin Recean. Domnule prim-ministru, altă vizită în teritoriu, ați vizitat mai multe localități, inclusiv centrul raional. Care a fost agenda vizitei, care au fost concluziile dumneavoastră din această vizită? În primul rând vreau să încep cu faptul că am fost la monumentul deportaților din Florești. Acolo am depus flori și am adus omagiu celor care au suferit din acele deportări pe care le făceau sovieticii rușii în acea perioadă. Cred că fiecare a treia familie din Republica Moldova a fost afectată de acele deportări, inclusiv în familia lui Tătuca, sau cum se spune la noi, bunelului, jumătate, 6 din copii au fost deportați, 3, alți 3 din 12 au fugit. Atunci a fost o tragedie. Atunci a fost o tragedie pentru că elitele din această țară pur și simplu au fost iepurate. Eu vreau să sper că toată lumea a învățat această lecție. Eu vreau să sper că, toată lumea din această istorie va ști să ia învățămintele necesare. Am vizitat în satul Lunga, familia Pădureț, care cultivă 122 de hectare, dintre care 22 cu legume. Gheorghe, foarte dinamic, apropo, el până acum nu a apelat la asistență din partea statului, la IPA, s-a descurcat singur, vrea să crească și atunci noi am discutat împreună care sunt oportunitățile pentru ca Gheorghe să-și crească afacerea, cum să asocieze cu alți producători similari și mi-a povestit despre constrângerile care există. Una din constrângeri este că deseori nu găsesc suficienți zilieri pentru că o parte din ei stau pe asistența socială. Văd acest lucru și în alte localități, respectiv, așa cum am menționat și anterior, guvernul va interveni în așa fel încât sistemul de asistență socială să fie unul echitabil, să fie unul corect și să oferim această asistență doar celor care au nevoie, iar cei care trebuie să muncească, ei trebuie neapărat să o facă, dar nu să stea pe banii din asistența socială. Am mers la Raion și ne-am întâlnit cu primarii și cu serviciile desconcentrate. Am analizat și au fost expuse mai multe probleme, unele comune, altele pentru fiecare localitate în parte. Problema comună, iarăși, este delimitarea masivă și delimitarea selectivă a terenilor și bunurilor imobile, respectiv aici guvernul va accelera procesul, trebuie să accelereze procesul, pentru că el trebuie să ne ofere inclusiv posibilitatea ca administrația publică locală să poată să-și mărească veniturile. Asta dincolo de lucrurile care trebuie să le îndeplinească, să construiască fântâni arteziene, să construiască alte obiecte de menire socială. Asta la fel este important și pentru agenții economici care, cum am spus, este în prioritățile, dezvoltarea lor este în prioritățile guvernului. O altă problemă generalizată și la întâlnirea cu primarii a fost aceeași asistență socială, care astăzi, cu părere de rău, este generos atribuită și unor categorii de cetățeni care nu trebuie să o primească și respectiv ei nu pot fi plasați în câmpul muncii și aici și anterior am dispus că de curând trebuie să intervenim și să acționăm. De acum s-a mers pe diferite probleme care afectează un număr limitat de sate, dar oricum sunt probleme grave, cum de exemplu barajul sau alte lucruri de acest gen, sau gunoiește. La domnul Gen, aici unde suntem și acum, am vizitat o familie care produce, familia Frumusache, produce afumături foarte gustoase, recomand la toată lumea. Bun, dincolo de faptul că satul are o reputație peste tot una bună, că sunt oameni muncitori și produc aceste afumături, domnul Frumusache a povestit cum a dezvoltat această afacere, cum a utilizat fondurile
oferite de stat împreună cu prietenii noștri din Uniunea Europeană și cum are de gând să crească această afacere. Și evident am discutat despre care sunt constrângerile care apar în procesul de dezvoltare a business-ului, constrângerile legate de piață. A menționat că în ultimul timp, cel puțin în această regiune, activitatea ANSA, adică Agenției Naționale de Securitate Alimentară, s-a îmbunătățit și respectiv avem și un control mai bun asupra proceselor, dar pe de altă parte există o mai bună atitudine a instituțiilor respective față de mediul de afaceri. Tot aici am venit să vizităm un proiect care urmează să fie finanțat din satul european, și anume formarea unui, construcția unui teatru de vară, în așa fel încât sărbătorile se pot să fie organizate frumos aici la Domnul G. Am vizitat și grădinița, unde există mai multe probleme care până la urmă s-a determinat că sunt generate de lipsa de coordonare între diferite instituții. AST, adică Agenția Supraveghere Tehnic, ADR Nord, Agenția de Achiziții Publice și așa mai departe. Am discutat cu domnul primar care sunt problemele și se vede că acestea sunt și probleme structurale și deja vom rezolva aceste probleme de coordonare neapărat. Aici închei. Mulțumim frumos, începem conferința de presă. Colegi, întrebări, Dorin, Televiziunea Nordului. Spuneți, vă rog, suntem în plin sezon agricol. Fermierii au început să primească banii promiși de guvern? În continuare, ei și continuă să-i primească, evident. Și chiar și ieri am mai aprobat încă 3 proiecte care vizează subvențiile în agricultură, dintre care unul se referă specific la compensarea accizelor, în mod special la motorină și la fertilizanți. Și acest proces va continua, așa cum am zis, trebuie să debursăm toți banii din fondul de subvenționare și cei 200 de milioane de lei care vor fi oferiți suplimentar. Dorin, poate întrebări referitor la vizita în localitate? Da, vrem să întreb despre problema barajului și problema din comuna Japca. De ce oamenii unde s-au plâns că se dărâmă casele, ei spun din cauza carierei. Din câte am înțeles, a fost formată o comisie la nivel de raion și una de la Chișinău. Spuneți, rog, care este poziția guvernului și cum se va implica în rezolvarea acestor probleme. În ceea ce privește barajul, va fi finalizat acest raport de analiză de impact de mediu, ca să înțelegem clar care trebuie să fie fluxul de apă și debitul de apă care poate să treacă fără ca să afecteze mediul. De asemenea, trebuie de văzut și, pentru că s-a pretins că sunt anumite probleme legate de agentul economic care funcționează acolo, asta va fi supus verificării. După care vom avea o decizie comună, pentru că asta afectează cel puțin 4 sate, respectiv să avem o înțelegere foarte clară cum vom regla debitul de apă la baraj. Acum, în ceea ce privește cealaltă problemă menționată, de asemenea vom găsi o soluție și guvernul trebuie să intervină acolo unde iarăși există o anumită problemă de coordonare între instituții. Mulțumim, Nicolae, Nordnews. Domnule prim-ministru, din păcate, acum câteva zile pe aeroportul internațional Chișinău a avut loc o adevărată tragedie, în urma căreia au decedat 2 persoane. În acest context, prin culisele politicului, dar și mai multe activiști civici, formatori de opinie, lideri de formațiuni politice au insistat pe demiterea ministrului afacerilor interne, doamna Ana Revenco, dar și pe demiterea șefului Poliției de Frontiere, domnul Rosian Vesloi. Cum comentați dumneavoastră acest lucru și dacă am putea să ne trezim cu careva remaniere în guvern în timpul apropiat? Vă mulțumesc! Eu vreau să atrag atenția tuturor, în primul rând, la cum au acționat instituțiile și vreau noi cu toții să aducem un omagiu eroilor care au intervenit și celor care au decedat și cu toții i-am onorat, dar și celor care au acționat și despre care poate puțin lumea știe.
O să încep cu poliția de frontieră. Poliția de frontieră a identificat exact că acesta este o persoană cu risc sporit. Vreau să spun că el a trecut prin alte aeropoarte, inclusiv prin aeroportul Istanbul, care este considerat unul dintre cele mai, cum să zic eu, cu regim de securitate cel mai înalt, și el nu a fost identificat. Această persoană nu o putea identifica nici într-o bază de date cu persoane cu risc sporit. Totuși, polițiștii noștri de frontieră, în baza filtrelor și în baza criteriilor pe care le aplică împreună cu Serviciul de Informații și Securitate, au fost capabili să identifice imediat că acesta prezintă un potențial pericol. După care, din momentul în care s-a auzit prima împușcătură, avem patrula de poliție care era în proximitatea aeroportului, care fără ezitare a intervenit și în nici două minute acești polițiști au intervenit, au început să acționeze în așa fel încât să izoleze absolut toată lumea și să izoleze de pericol. Ați observat, cred că, în declarațiile șefului poliției, chestorului Cernăuțeanu, cel mai probabil această persoană, ca să se salveze fugind de crimele, de pedeapsa crimelor care le-a comis în Tajikistan, el vroia să ia ostatici. Dacă nu erau să fie intervenția promptă a celor polițiști, conform protocoalelor, conform sistemului stabilit, exista o mare probabilitate, aproape certitudine, că lucrurile degradau și mai mult și nu era să avem ostatici acolo. Deci menționez ce a făcut poliția de frontieră, menționez curajul și intervenția promptă a poliției conform procedurilor stabilite. După cum știți, la sfârșitul acestei săptămâni vom avea primul raport detaliat în ceea ce se privește acțiunile tuturor instituțiilor din cadrul aeroportului, după care va fi finalizată și investigația care o face inclusiv procuratura. Iată, atunci vom lua o decizie. Stimați colegi, dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Adunarea parlamentară a OSCE solicită transformarea misiunii de pacificare de pe Nistru în una civilă internațională. Cum comentați? Noi trebuie să reglementăm acest conflict pe cale exclusiv pașnică și asta este o modalitate foarte bună de a face inclusiv trupele rusești să fie evacuate de pe, din zona de securitate și din Transnistria. Asta este obiectivul nostru, să demilitarizăm zona în întregime. Și atunci o misiune civilă este o soluție foarte bună. Stimați colegi, Nicolae, ultima întrebare, vă rog. Ultima întrebare. Domnule prim-ministru, noastră, din câte cunosc, ați absolvit Academie de Științe Economice. Cred că știți foarte bine despre ce înseamnă un profesor de matematică, despre importanța acestuia. Din păcate, în câțiva ani am putea să ne trezim cu o lipsă de cadre de acești specialiști, de profesori de matematică. Ce ar trebui să facem noi ca societate? Dar totodată ce ar trebui sau ce are de gând să întreprindă guvernul pentru ca în câțiva ani să nu ne trezim într-o situație în care generațiile viitoare nu vor avea elementar profesori de matematică. De asta și toată lumea este foarte atentă pe reforma în educație și ce facem în educație și investițiile care le facem în educație. De aici, de la grădiniță. De aici începe educația. Inclusiv educația în domeniile matematicii sau, acum se mai spune, educația STEM. Da. Deci, noi asta trebuie să facem. Unul, trebuie să fim foarte grijulii cu copiii, începând cu vârsta preșcolară. Și, evident, trebuie să investim mai mult, dar trebuie să investim și mai, aș spune eu, mai inteligent. Trebuie totuși să convenim gradual să avem școli mai mari, cu mai mulți copii, în așa fel încât să putem să finanțăm mai bine fiecare din aceste școli, să oferim salarii mai mari și, respectiv, să avem
servicii educaționale cât mai bune. Eu vreau să vă spun că la fel de importanți sunt și ceilalți învățători. Sunt importanți învățătorii de matematică, dar la fel sunt importanți și învățătorii de arte. Vedeți cum acum este în diferite industrii, noi le zicem industrii creative, și acolo ai nevoie și de gândire matematică, dar și de zborul creației copilașilor. Și noi trebuie să facem acest lucru pentru ca să avem o societate bine dezvoltată și cu o bunăstare adecvată. Și uitați-vă că noi reușim. Noi avem foarte mulți copilași care se dezvoltă foarte bine, avem foarte mulți campioni internaționali la matematică, la alte subiecte, avem cercetări științifice care sunt recunoscute, avem universități care produc cercetări științifice și inovații. Avem întreprinderi foarte inovatoare aici la Chișinău, adică în Republica Moldova. Ideea era în felul următor, că din păcate în ultima perioadă avem acel trend, da? Să fii judecător este cool, să fii procuror este bine, să devii businessman din punct de vedere economic este profitabil, dar să devii un adevărat profesor de matematică e mai complicat. Iată, aici cred că noi toți, și cred că iarăși mă adresez dumneavoastră, presii, să popularizăm, să explicăm cât mai mult în buletinile noastre de știri sau în emisiunile și talk show-urile dedicate, să explicăm că este important să îți faci meseria bine acolo unde ești. Și în matematică, și în jurisprudență, și în economie, și în muzică, și la, foarte important, la limba română. La fel este important, pentru că noi cu toții știm că limba pe care o vorbește îți creează cumva conștiința. De asta este necesar să fim buni la tot. Eu vă mulțumesc frumos! Este cool să îmbrățișez orice profesie. Mulțumim, domnule prim-ministru, stimați colegi. Aici încheie conferința noastră de presă. Vă așteptăm și la alte ediții ale vizitelor în teritoriu. Mulțumim! Mulțumim!